Bună ziua, sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante subiecte. A fost panică la un liceu din capitală, toți elevii au fost evacuați după ce un panou electric de la cantină a luat foc. O mamă cu trei copii a fost evacuată cu mare scandal din apartamentul său, locuința a fost vândută fără voia sa din cauza unei datorii a fostului soț. O șoferiță a intrat cu mașina sa de lux într-un magazin și și-a rănit mama. S-a întâmplat noaptea trecută la Căușeni. A fost alertă azi dimineața la liceul Natalia Gheorghiu din capitală. Toți elevii au fost evacuați din instituție după ce cantina s-a umplut de fum. Pompierii spun că a ars un panou electric și că au intervenit ca să stingă focul. Incendiul s-a declanșat în jurul orei 9:30 în cantina liceului. În acel moment, elevii erau la lecții. Ei spun că nu s-au speriat. Un dim silnic pășol, deci, наверное, что-то готовили, и дым пошел сильный, и задымило всю школу. Да, у меня дочь в 12 классе, она звонила, говорила что-то в столовой, замыкание, что произошло с проводкой. Imediat, profesorii au alertat pompierii și au evacuat toți elevii din instituție. Мы вышли, были на стадионе. La fața locului au intervenit pompierii, care au stabilit că focul a pornit de la un scurt circuit, produs la un panou electric. Directoarea instituției ne-a comunicat că lecțiile au fost reluate, dar nu ne-a permis să filmăm în cantină și nici în afara instituției. Șeful Direcției Educația Sectorului Râșcani, Andrei Pavaloi, susține că după incident, tehnicienii au făcut verificări în cantina liceului. Am constatat că au fost conectate mai multe utilaje concomitent și din cauza asta a avut loc și scurt circuit. Scurt circuit a produs o anumită cantitate de fum care prin canalele de ventilare s-a ridicat în interiorul instituției și din acest considerent au fost evacuați pe stadionul instituției copii. Seaua electrică, da, într-adevăr, este una învechită. La moment o fi schimbată toată rețeaua care ține de alimentarea utilajelor cu energie electrică. Până lunea viitoare, rețeaua electrică în cantina liceului va fi funcțională, susține Andrei Pavaloi. O șoferiță a ajuns cu Porsche-ul într-un magazin, s-a întâmplat noaptea trecută în satul Grigorievca din Căușeni. În urma accidentului, mama sa, care era pasageră, a avut nevoie de îngrijiri medicale. Oamenii legii spun că tânăra în vârstă de 28 de ani a pierdut controlul volanului într-o curbă, drumul fiind lunecos. Poliția susține că ea nu era în stare de ebrietate. Mașina sa nu a mai putut fi pornită, așa că a fost evacuată cu o platformă auto. În următoarele 3 săptămâni să nu ne așteptăm la mișcări radicale pe arena politică, ne sugerează Igor Dodon, care face referire la sărbătorile pascale. Invitat aseară la o emisiune la televiziunea publică, președintele a declarat că plecarea socialiștilor la Moscova este condiționată de niște acorduri pe care partidul le are cu Duma de Stat, iar cheltuielile sunt asumate de PSRM. Șeful statului a dat de înțeles că Andrei Năstase nici măcar nu ar trebui să viseze la funcția de speaker, criticându-i astfel pe toți membrii acum ajunși în legislativ. Cei din blocul acum înseamnă copiii care au obținut jucărica, cei care au... Știți cum copiii ești mici? Am și eu unul micuț. E că vreau jucărică tare. Și ei au obținut jucărica asta postul de deputat în Parlament. Și îmblă prin Parlament, fac selfie prin cabinete. Să laudă cât salariu are, cât nu are, că le-au dat cardă bancar și așa mai departe. Dodon spune că discuțiile cu PAS și PPD bat pasul pe loc. S-a spus că este cel mai bun pentru speaker, dar celălalt a spus că asta e cel mai bun pentru prim-ministru. Băi, să dați uite-vă să așa deștepți. Oamenii poate cred altfel. De ce eu vreau să le spun foarte clar că din ceea ce văd eu cum Andrei Năstase nu va fi speaker a Parlamentului și să nu viseze în zadar. Poate prim-ministru, dacă se înțeleg acolo cu Maia Sandu, cine, în caz dacă fac coaliție cu socialiști. Dacă nu, atunci se va merge la alegeri parlamentare începate. Iar anticipatele ar putea avea loc cel târziu în luna octombrie. Dodon spune că mai speră la un consens care se poate ivi după 15 mai, atunci când vor trece toate sărbătorile. Democrație, de exemplu, mâine anunță că noi acceptăm toate condițiile socialiștilor. E că noi nu, acum nu acceptăm, dar noi acceptăm toate condițiile. Atunci ce trebuie să urmeze? Socialiști trebuie să iau decizie. Ce fac? Adică pe unele programe sociale noi am putea să susținem proiectele lor și ei proiectele noastre. Dar în ceea ce ține de subiecte instituționale, competențele președintelui, în ceea ce ține de anularea unor legi, cum ar fi audiovizualul, cum ar fi legea miliardului, aici noi suntem pe poziții absolut diferite.
Dodon susține că deocamdată socialiștii nu au venit cu vreo ofertă către PD pentru că PSRM s-a aflat până acum în opoziție față de guvernare, iar membrii fracțiunii nu cred în posibilitatea de a vota împreună anumite proiecte, precum anularea legii miliardului sau acelei antipropagandă, care prevede interzicerea retransmiterii anumitor emisiuni rusești în Moldova. Pe de altă parte, șeful statului nici nu vrea să ia în considerare ideea unui guvern minoritar asumat de PAS pe PDA. Procesul de deoligarhizare prin revenirea la sau schimbarea unor, cum se spune, oligarhi pe alții, pentru că noi știm cine stă în spatele unor partide din acest bloc acum. Lucrul ăsta nu trebuie la nimeni. Întrebat ce caută socialiștii la Moscova, șeful statului a spus că vizitele au loc în baza unor acorduri semnate cu membrii Dumei de Stat, dând asigurări că oricum deciziile finale se iau la Chișinău și nu la Moscova, așa cum comentează unii analiști politici. Dacă până pe data de 21 iunie nu se formează nicio alianță și nu se votează nicio lege în legislativ, atunci președintele este obligat să dizolve parlamentul. După alegerile din februarie, PSRM s-a ales cu 35 de mandate. PDM cu 30, blocul acum cu 26, partidul Șor cu 7, iar alte 3 locuri sunt ocupate de independenți. Igor Dodon consideră că o coaliție cu formațiunea lui Ilan Șor nu poate fi considerată legitimă. Cei 3 deputați independenți din Parlament au cerut Curții Constituționale să verifice dacă au dreptul colegii lor să schimbe sistemul electoral în acest mandat. Dacă s-ar reveni la modalitatea veche de vot, atunci candidații independenți nu ar mai avea nicio șansă să mai devină parlamentari. Deputații Ion Groza, Alexandru Olejnic și Viorel Melnic au depus o sesizare la Curtea Constituțională. Aceștia cer instituției să se expună dacă Parlamentul de astăzi poate modifica sistemul electoral în actuala legislatură și dacă anticipatele pot fi organizate în baza unui alt sistem de vot decât cel folosit la parlamentarele din februarie. Sesizarea noastră a apărut ca rezultat a inițiativii unor partide care probabil au fost decepționate de rezultatele scrutinului respectiv și în cazul în care ei nu au fost mulțumiți de ceea ce au obținut, încearcă acum să modifice sistemul electoral astfel încât, probabil, în opinia lor, să obțină alte rezultate mai benefice pentru ei. Independentul Melnic, ajuns deputat de pe o circumscripție din regiunea transnistreană, se referă la blocul Acum, care insistă pe revenirea la vechiul sistem de vot, cel proporțional. Dacă s-ar renunța la mixt, atunci nu s-ar mai organiza alegeri în circumscripții, iar candidații independenți nu ar mai avea șanse să intre în competiție. Întrebat dacă îi este frică să nu-și piardă fotoliul din Parlament, Melnic a încercat să ne convingă că alte motivații ar sta la baza cererii. Eu nu cred că problema stă în frică. Problema stă în situația că nu trebuie să acceptăm varianta în care dacă unora nu le place rezultatele pe care le-au obținut, neapărat trebuie să venim să schimbăm ceva ca să mergem mai departe. Sesizarea urmează să fie examinată în cel mult 6 luni. Scrutinul parlamentar din 24 februarie a avut loc în premieră în baza sistemului mixt de vot, la care s-a ajuns după ce PD și Grupul Parlamentar Popular European împreună cu socialiștii au votat împreună modificarea legii electorale în ciuda avertizărilor Comisiei de la Veneția. Mixtul a avantajat în special democrații. Un adolescent de 16 ani a murit la spital după ce s-ar fi intoxicat cu substanțe necunoscute, despre asta a anunțat astăzi Ministerul Sănătății. Potrivit autorităților, adolescentul din satul Bucuria, Cahul, s-a îmbolnăvit acum 4 zile de scabie, iar bunica l-a uns cu un preparat. A doua zi, femeia ar fi adăugat în unguient o substanță necunoscută care conținea sulf. Acum 2 zile, băiatul a fost transportat la spital în stare gravă, iar peste 2 ore a murit. Primăria se laudă cu un sistem modern de dirijare și monitorizare a semafoarelor de tip LED instalate în mai multe intersecții din capitală. 3, 4, 5, avem codul 12, intrarea va atras. Putem spune, adică, verde pe calea ieșilor sau verde pe barieră sculeană. Putem să-l deconectăm, putem să-l punem și în regim galben. Cât au cheltuit cei de la primărie pentru noua achiziție și în câte intersecții va putea fi pus în aplicare sistemul, vă spunem la știri. Focul Haric va fi adus în Moldova de o delegație a Mitropoliei în seara de 27 aprilie, iar cheltuielile de transport și de cazare vor fi acoperite de membrii acesteia. În acest an niciun politician nu-i va însoți pe clerici, ne-a spus secretarul Mitropoliei. Delegația va călători la Ierusalim cu o cursă aeriană obișnuită. Anul trecut, alături de prelați, să aducă Focul Haric, au mers și câțiva deputați democrați, printre care Constantin Țuțu, Iurie Chiorescu și Nae Simion Pleșca.
Moratoriu pe construcția blocurilor de locuit unde se află alte clădiri și obținerea acordului înscris al vecinilor pentru ridicarea unui imobil. Sunt câteva inițiative legislative anunțate de deputații blocului acum. Deși aceste prevederi există, parlamentarii spun că ele nu sunt puse în aplicare deoarece autoritățile ar tolera construcțiile ilegale. Primarul interimar al capitalei spune că nu poate să aibă grijă de toate. Pe strada Eugen Coca 7 din sectorul Buicani urmează să înalțe încă un bloc de locuit. Hai că se merește în chinoa să repede să cum lucrează și așa lucrează. Până la orele 9 noaptea pe să lucreze. Locatarii din preajmă se plâng că lucrările de construcție a blocului din spatele meu au început fără ca vecinii să fie consultați. Imobilul este ridicat încălcând normele antiincendiare și se află în imediată apropiere de alte locuințe. Deși primăria a dispus încetarea imediată a lucrărilor, muncitorii lucrează pe șantier în continuare. Vedeți dumneavoastră undeva stopare aici? Construcția merge în toi. Vecinii spun că se află în proces de judecată cu compania de construcții, deoarece lucrările s-ar desfășura în lipsa unei autorizații. Terenul ăsta se află în zona RE, revitalizare. În această zonă se permite de construit maxim blocuri de 2 etaje. Avocatul firmei de construcții ne-a spus că administratorii acesteia dețin o hotărâre de judecată care le-au permis să redeschidă șantierul. Nu sunt respectate niciun fel de norme și sunt încălcate toate drepturile vecinilor adiacenți. Astfel de construcții ilegale ar împânzi orașul, spun deputații de la acum. Aceștia au adunat o listă cu mai multe adrese din sectorul Buicani al capitalei, la care s-ar desfășura lucrări cu încălcări. Ei susțin că blocurile de locuit se ridică pe terenuri ale căror coduri zonale nu corespund cu forma imobilului, iar oamenii de afaceri ar mima consultările publice cu locatarii din zonă înainte de a demara lucrările. Vorbim despre o lipsă totală a petrecerilor așa numitilor consultări publice. Se mimează, se pun pe site, locuitorii zonelor nu află nici sub o formă că au loc aceste consultări publice și dacă noi intrăm pe site o să observăm că la data X cetățenii nu s-au prezentat, motiv că nu au prezentat interes, ceea ce este minciună. De aceea parlamentarii s-au gândit să schimbe legea, astfel încât să oblige dezvoltatorii să meargă din ușă în ușă pentru a cere acordul vecinilor ca un bloc de locuit să fie ridicat în preajmă. Mai mult, până lucrurile vor funcționa corect, aceștia se gândesc să impună un moratoriu. Nu avem nevoie un oraș cu terenuri abandonate, părăginite, avem nevoie de un oraș pentru cetățeni, un oraș salubru. Asta ar însemna suspendarea tuturor lucrărilor de construcție a blocurilor de locuit ridicate în curțile în care deja sunt clădiri în care locuiesc oameni. Deputații spun că, deși există deja o astfel de interdicție, ea nu funcționează. Nu se admite construcția obiectivelor noi în spațiul din interiorul cartierelor locative cu clădiri existente. Deci ei își încalcă decizia lor. Noi vrem să punem un moratoriu anume pe acest gen de construcții. Autoritățile locale ar fi depășite de situație, spun parlamentarii. Codreanu se apără spunând că nu poate el să fie la curent cu toate. Eu nu semnez și nu sunt abilitat să semnez autorizațiile, nu trec prin mine, ca să fie foarte clar. Eu nu am semnat nicio autorizație, eu doar am anulat autorizație. Proiectele celor doi deputați de la acum urmează să fie înregistrate în Parlament. Ca să devină valabile, acestea trebuie să fie votate de un Parlament funcțional, care deocamdată nu există. Constantin Țuțu nu va fi pedepsit pentru moartea lui Alexei Veretca la 7 ani de la crima din Codrii Orheiului. Curtea de Apel Chișinău a menținut decizia primei instanțe. Astfel, o singură persoană urmează să facă 8 ani de pușcărie, în timp ce ceilalți inculpați au fost declarați nevinovați. Tragedia s-a produs în aprilie 2012 lângă restaurantul Doi Haiduci din Orhei. Atunci un grup de persoane, printre care și fostul deputat Constantin Țuțu, au participat la o altercație care s-a sfârșit cu focuri de armă și un deces. Un fost polițist care era împreună cu victima a fost rănit. Un asteroid de mari dimensiuni a trecut azi dimineață foarte aproape de Pământ. Deși de data asta nu a prezentat un pericol, există riscul unei coliziuni în secolul acesta, spun cercetătorii. Asteroidul cu lungimea de până la 30 de metri a trecut cu o viteză de 23.000 de km pe oră pe lângă Terra. Specialiștii NASA spun că acesta este suficient de mare încât să provoace distrugeri semnificative. Acesta va trece pe lângă planeta noastră și în 2034, 2041 și în 2048. O jurnalistă de 29 de ani a fost ucisă aseară în urma unor violențe în Irlanda de Nord. Indivizi necunoscuți au aruncat pietre și cocktailuri Molotov asupra forțelor de ordine după ce acestea au făcut o serie de percheziții în zonă. Poliția a clasificat atacul drept unul terorist și a pornit o anchetă.
Pietre, petarde și cocktailuri Molotov au fost aruncate asupra polițiștilor într-un cartier din orașul nord-irlandez Londonderry. Incidentul s-a produs la scurt timp după ce oamenii legii au efectuat o serie de percheziții în zonă. Potrivit presei, în urma violențelor pornite de persoane necunoscute, a urmat un schimb de focuri de armă între polițiști și agresori, iar câteva mașini au fost incendiate. O jurnalistă în vârstă de 29 de ani a fost grav rănită în urma incidentului. Aceasta a murit ulterior la spital din cauza rănilor suferite. Autoritățile nu au anunțat deocamdată de la ce au pornit violențele și cine sunt agresorii. Atacul a fost catalogat drept unul terorist. În acest caz a fost deschisă o anchetă. Orașul Londonderry este cunoscut pentru Duminica Sângeroasă de pe 30 ianuarie 1972. Atunci, soldați britanici au deschis focul asupra participanților la un protest pașnic. 14 oameni au murit în urma atacului. O mamă cu 3 copii a fost evacuată forțat din propriul apartament și nu știe încotro să o apuce executorul judecătoresc, nici măcar nu i-a permis să-și ia lucrurile. Se întâmplă după ce locuința a fost vândută la licitație la un preț de nimic, fără acordul ei. Asta în timp ce fostul ei soț era la închisoare pentru că avea datorii la o firmă. Când echipa noastră a ajuns în apartamentul de pe strada Mircea cel Bătrân din capitală, ușa era încuiată. Jos erau resturi de la lacătul proaspăt schimbat. În locuință se aflau foștii soți tabără și executorul judecătoresc, venit să-i scoată afară din apartamentul care a fost vândut fără acordul lor. În scurt timp, în apartament au venit și 2 angajați de la o firmă privată de pază. Aceștia au deschis ușa cu cheia. Un pic mai târziu a ajuns și noua proprietară a apartamentului, ea însă nu a vrut să ne spună nimic. Negocierile în apartament se petreceau cu scandal. În tot acest timp, Ludmila îl ruga să nu-i dea afară azi. Eu stau, eu nu trec, eu vreau să iau actele pe masă, care nimeni nu știe. Dar nu știi și să iei. Tu poți să-l iau. Poate să-l depăcesc. Dar cum să-l scoate în procesul verbal? Păi dar dacă n-am ajuns la numitor comod. Unul dintre cei 3 copii ai soților a ajuns acasă, însă nu a mai putut intra în apartament. În cele din urmă, Ludmila a ieșit doar cu geanta și câteva documente, fără să-și ia măcar geaca. Nu vreau să nu pot să iei timp, să iau toate lucrurile. Îmi pare rău pentru justiția din Republica Moldova. Copiii sunt la școală, doamne? Da, unul este transitul la școală. Dar cum nu mergeți la asta așa? Nu știu. Directorul mă ia la dumnealui. A spus că... Femeia spune că nu știe încotro să o ia cu cei 3 copii. Ea afla despre faptul că va fi evacuată abia luni și a depus o cerere de chemare în judecată marți. Instanțele nu au luat în considerație că aici locuiește mama cu 3 copii și rămânem pe în stradă, decât la faptul că apartamentul acesta mai aparține mie cu drept, printr-o hotărâre definitivă și irrevocabilă. Eu în tabără, fostul soț al Ludmilei spune că s-a ajuns la această situație după ce a lucrat mai mulți ani într-o firmă ca și contabil. La un moment dat a fost acuzat că a adus un prejudiciu mare companiei. În cele de urmă a fost condamnat la 7 ani de închisoare, de unde a ieșit abia iarna aceasta. Dosar penal fabricat, complet. Dovezi sunt 7 ani jumate la închisoare șezut. Timp perioada asta am scris la procuratură și peste tot. Procuratura indiferent. Cât era după grad, apartamentul care îi aparținea lui și fostei soții a fost scos la licitație de către un executor judecătoresc și vândut. De cota partea noastră. Acțiunile toate întreprinse care se face executorul, el le făcea fără amănăștiința, chiar ca ce vreau să întreprind și mai departe. Ca eu să știu cum să reacționez, să-l dau în judecată sau nu. Și dacă jumătate din apartamentul care îi aparținea lui Ion a fost pus sechestru din cauza datoriilor, atunci Ludmila s-a trezit pe nedrept, fără partea ei de locuință, spune avocatul. Evacuarea, tot în mod arbitrar, în baza unor ordonanțe judecătorești adoptate în condițiile când era pe rol un proces de evacuare inițiat anterior. Acum Ludmila spune că a depus o cerere la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului și va apela la toate instituțiile internaționale pentru a-și recăpăta locuința. Democratul Sergiu Sârbu s-a întâlnit astăzi cu activistul care stă în arest pentru că l-a lovit. La judecătorie, polițiștii l-au păzit pe deputat de jurnaliști și au avut grijă să nu-i putem adresa întrebări. Astăzi, procurorul a prezentat expertiza medico-legală care arată că Sârbu s-a ales doar cu leziuni minore.
Primul la judecătoria din sectorul Buiucani a fost adus Pavel Grigorciuc. Acesta a fost escortat în cătușe, fiind înconjurat de polițiști. Cum comentați faptul că v-au prelungit mandatul? Iar în scurt timp, tot pe ușa din spate a intrat și deputatul Sergiu Sârbu. Deși anterior, democratul a scris o postare pe Facebook în care spunea că nu a depus o plângere pe numele lui Grigorciuc, avocatul activistului susține contrariul. Domnul Sârbu, ați scris o plângere pe numele lui Pavel Grigorciuc? Ulterior, cei doi au stat față în față în sala de judecată. Potrivit avocatului, întrebat dacă este corect ca Grigorciuc să stea la închisoare pentru că i-a dat o palmă, Sârbu a tăcut. După mai bine de o oră, confruntarea s-a încheiat, iar Sârbu a ieșit din sala de ședințe însoțit de un polițist. Ce ați declarat? Doar adevărul. Am încercat să-i dăm și alte întrebări, însă polițistul a încuiat ușa în fața noastră. Cum vă simțiți? Ulterior, Pavel Grigorciuc a fost escortat de pe teritoriul judecătoriei. Acesta ne-a spus că speră să fie eliberat și că este ținut în condiții rele în penitenciarul numărul 13. Личная расправа и сведение личных счетов и политическая расправа. Сегодня Сергей Сырбов сказал, что на очной ставке, что у него нет ко мне претензий. Также он сказал на очной ставке, что Эдуард Труденко не совершал никаких противоправных действий. Avocatul lui Pavel Grigorciuc ne-a spus că potrivit expertizei prezentate astăzi, Sârbu a suferit leziuni ușoare, iar asta înseamnă că el ar trebui să fie pedepsit cu o amendă. Deținerea în stare de arest este ilegală la moment. Pavel Grigorciuc a fost arestat pentru 30 de zile în penitenciarul numărul 13 din Chișinău pentru că i-ar fi dat o lovitură peste față democratului Sergiu Sârbu, în urma unui conflict care s-a iscat după prima ședință a Parlamentului. Momentul în care autocarul plin cu turiști germani s-a răsturnat pe o șosea de pe insula portugheză Madeira a fost surprins de o cameră de supraveghere. Imaginile au fost făcute publice de prețea locală. Din ele se vede cum autocarul părăsește carosabilul și se răstoarnă peste o casă construită în pantă. Potrivit autorităților, vehiculul fabricat acum 6 ani era închiriat de o agenție de turism și îndeplinea standardele de siguranță, iar șoferul avea experiență. Cauzele tragediei rămân încă neclare. În urma accidentului de ieri, 29 de oameni au murit, iar 27 au fost răniți. Anișoara Login revine în câteva minute cu emisiunea O Seară Perfectă. Anișoara, bună ziua din nou! Bună ziua din nou, Tatiana! În continuare la O Seară Perfectă vedem cum a decurs cea de-a 16-a ediție a vernisajului vinului. Admirăm și o expoziție de icoane care va putea fi văzută timp de o lună la Biblioteca Națională. De acolo vă puteți și cumpăra câteva lucrări pentru că sunt pictate pe lemn de niște elevi. În studio discutăm despre masa de Paște împreună cu un food blogger, iar mimul Petru Cleofos ne va povesti experiența pe care a avut-o peste hotare, unde a avut parte de un schimb cultural. Vă aștept la O Seară Perfectă! Anișoara, îți mulțumesc. În câteva luni vom avea semafoare deștepte în mai multe intersecții din capitală. Primăria are un nou sistem de monitorizare a dispozitivelor care în curând va putea gestiona traficul în cele mai aglomerate zone. Faza verde va putea fi prelungită în orele de vârf. Până atunci însă doar delegațiile oficiale au parte de un asemenea privilegiu. 3, 4, 5, avem codul 12, intrarea va atrage. Putem spune, adică verde pe calea ieșilor sau verde pe barieră răsculeni. Putem și să-l deconectăm, putem să-l punem și în regim galben. Dispecerul Veceslav Borodin a fost informat că în câteva minute pe strada Calea Ieșilor și Bulevardul Ștefan cel Mare se va deplasa o coloană de mașini a unor oficiali. Așadar, misiunea sa este să seteze de pe monitor ca semafoarele să arate verde pe rând. Catalan 12, stăpân circulația. 92, privat și Milano. Va fi verde. Plus. Pietonii sunt nevoiți să aștepte, chiar dacă ar fi timpul să treacă. Nu, așa. Reiese, da. Prin noul sistem de dirijare a traficului în capitală sunt gestionate acum semafoare de tip LED din 22 de intersecții din cele 185. Operatorii primesc informația în câteva secunde și pot afla de ce s-a defectat vreun dispozitiv. Rezultatează după punctele roșii și verzi. E că arată că toate semafoarele, 22 de semafoare care sunt noi instalate acum recent în luna martie, ele lucrează în regim normal. Dacă se întâmplă ceva, apare culoarea roșie. Ori
Chiar că avem, atunci suntem nevoiți ca să intervenim. Ori despre o tensiune, ori un accident rutier. Autoritățile promit că în două luni facilitățile vor fi simțite și de șoferi. Dacă va fi mai mare ambuteiaj pe o stradă, toate semafoarele de acolo vor putea fi conectate odată la culoarea verde, așa încât traficul să fie fluidizat. Faza verde a semaforului să fie nu 30 de secunde, dar să fie 3 minute, de exemplu, pe calea ortilului, și faza roșie să fie 20 de secunde. Și seara când luăm bine, să fie o calitate să fie invers. La ieșire din oraș să fie 3 minute verde și la intrare 30 de secunde roșie. Sistemul este acum în testare și deocamdată doar delegațiile se pot bucura de acest privilegiu. Unda verde, atunci unda verde se face foarte repede. Și atunci comanda de schimbare a regimului și asta o are poliția rutieră. Pentru noul sistem, primăria a plătit aproape 1 milion de lei. Să înțelegi că e mai plăcut ochiului, că e cu cronometru, omul știe cât mai are de așteptat. În luna mai, semafoare LED dotate cu cronometru vor apărea și în alte 10 intersecții din Chișinău. Primele semafoare inteligente au fost instalate la începutul anului trecut. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Anișoara Login. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă!